Elemente de igienă și de prevenire a îmbolnăvirilor. Igiena vieții intelectuale și a sistemului nervos. Resursă educațională pentru clasa a șaptea. Igiena se ocupă cu studiul factorilor de mediu care influențează în mod favorabil creșterea, dezvoltarea și păstrarea sănătoasă a organismului. Adică, ne învață cum să ne păstrăm sănătatea și cum să prevenim îmbolnăvirile. Starea de sănătate depinde în mare măsură de un stil de viață sănătos, dar și de respectarea unor reguli de igienă. Pentru a preveni apariția unor boli, trebuie să respectăm reguli de igienă. Pentru o funcționare optimă a creierului, este nevoie de surse de energie și de oxigen. Energia o luăm dintr-o alimentație sănătoasă, iar oxigenul din aerisirea spațiului în care stăm, plimbări, jocuri, sporturi în natură, toate fiind benefice pentru organism. Activitatea intelectuală trebuie să fie dozată corect. Se alternează activitatea intelectuală cu perioadele de somn și de odihnă activă, adică să ne petrecem timpul în mod plăcut, cu prietenii, cu familia sau să practicăm hobby-uri. Astfel, vom reuși să menținem întregul organism într-un echilibru perfect. Pentru a reduce oboseala, este bine să ne organizăm timpul destinat odihnei și să ne dozăm corespunzător munca. Manifestările oboselii ar fi cearcăne, față palidă, tulburări digestive, uneori insomnii sau accelerarea sau încetinirea bătăilor inimii. O oboseală de lungă durată se poate transforma în surmenaj, care se manifestă prin dureri de cap, insomnii, o scădere a capacității de concentrare și a poftei de mâncare. La surmenaj se poate ajunge și în urma folosirii excesive a unor dispozitive electronice, telefon, tabletă, laptop sau televizor. Factorii care pot afecta sistemul nervos se clasifică în factori mecanici, reprezentați de diverse accidente și traumatisme la nivelul nervilor, encefalului sau măduvei spinării. Factorii fizici, reprezentați de radiații sau temperaturi extreme. Factorii chimici, reprezentați în special de alcool, cafeină, nicotină, anumite medicamente și droguri. Și factorii biologici, reprezentați de microorganisme patogene. Intoxicația cu alcool poate fi acută și se manifestă prin starea de ebrietate sau beție sau cronică. Alcoolul, în timp, slăbește funcțiile psihice, memoria, capacitatea de concentrare, gândirea. Căutați informații despre o afecțiune a sistemului nervos, ca de exemplu, rabie, anxietate, depresie, meningită, poliomielită, schizofrenie, boala Alzheimer sau Parkinson sau orice altă afecțiune și realizați o prezentare multimedia pe care o veți expune în fața colegilor. Dați startul unei dezbateri cu colegii pe tema dependenței de tehnologie. Expuneți concluziile la care ajungeți în urma dezbaterii, găsiți obiceiuri sănătoase de petrecerea timpului liber și practicați-le. Spor la lucru!